Gata toată lumea? Da. Atenție. Bună ziua tuturor! În primul rând vă mulțumesc că sunteți prezenți la conferința de presă organizată astăzi la sediul Partidului Național Liberal de la Maramureș. Avem o deosebită plăcere și onoare să avem alături de noi pe doamna președintă a Senatului României, doamna Alina Gorghiu. De asemenea, sunt parlamentarii Partidului Național Liberal de Maramureș, Călin Bota, Cristian Niculescu Țigârlaș și Florin Alexe. Și, de asemenea, președinta Comisiei pentru Apărare din Senatul României, doamna Nicoleta Pauliu, care este într-o conferință în camera alăturată și urmează să ni se alăture pe parcursul conferinței de presă pe care o avem astăzi aici. Vă voi prezenta pe scurt programul pe care l-am avut împreună cu doamna președinte Alina Gorghiu în ziua ce a trecut și programul pe care îl avem pe parcursul acestei zile, după care voi da cuvântul invitației. Ieri, după masă, doamna președinte a ajuns în județul Maramureș. Am avut o primă întâlnire la Spitalul Județean, împreună cu directorul spitalului. Am vizitat, de asemenea, ambulatorul spitalului și zona de primiri urgențe. Asta pentru că avem câteva proiecte extrem de importante pe care le derulăm în Spitalul Județean și pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate a județului Maramureș. Zona de ambulator este o zonă extrem de importantă unde intră peste 125.000 de cetățeni anual cu diferite probleme. Este acea zonă a Spitalului Județean care, din păcate, nu a fost încă reabilitată. Urmează ca printr-un proiect european pe care l-am accesat de curând, în valoare de peste 4 milioane de euro, să reabilităm toată zona ambulatorului, să mai aducem câteva specializări noi și, de asemenea, să dotăm la cele mai înalte standarde ambulatorul integrat al Spitalului Județean Maramureș. De asemenea, printr-un proiect pe buget local, vom reorganiza, extinde în interior zona de primire urgențe existentă, printr-un proiect de peste 1 milion de euro, și vom reabilita, evident, toată secția de primire urgență, astfel încât să răspundă la așteptările celor peste 85.000 de maramureșeni și nu numai, care calcă pragul zonei de urgență a Spitalului Județean Constantin Oprici Baia Mare. De asemenea, am discutat cu doamna președinte și i-am arătat proiectele pe care le avem atât în derulare, dar și proiectele de viitor pe care le avem în acest moment în diferite faze. Fie că vorbim de proiectul în implementare pentru extinderea fluidelor medicale în cadrul Spitalului Județean, fie că un proiect de 3 milioane de euro, fie că vorbim de proiectele pe nozocomiale de 6 milioane de euro, pe neonatologie de 1,5 milioane de euro sau proiectul mare pentru care am lucrat de aproximativ 2 ani de zile împreună cu managerul spitalului, domnul Alexandru Ros. Împreună cu dânsul am lucrat pe un proiect extrem de important și anume noul bloc operator cu heliport deasupra, cu parcare subterană și, evident, o nouă zonă cu tunel spre spital. Practic va fi o construcție nouă în cadrul Spitalului Județean de peste 3.000 de metri pătrați, cu dotări de ultimă generație care să răspundă tuturor așteptărilor pe care le au maramureșenii și nu numai, pentru că Spitalul Județean, știți foarte bine că a trecut la o altă categorie, de la categoria 5 la categoria 2 în acest an și
din toamna acestui an sper să trecem la spital clinic de urgență, care, dacă toate lucrurile vor fi în regulă, se va întâmpla începând cu toamna anului acesta sau începutul anului viitor. Și iată cum reușim pas cu pas să rezolvăm această problemă esențială a infrastructurii de sănătate în județul Maramureș. Proiectul despre care vă spun este de peste 70 de milioane de euro, din care construcții 29, 40 dotări de ultimă generație. De asemenea, am fost împreună cu doamna președinte la CAFI, unde a văzut actualele pârtii care încă funcționează în județul Maramureș, pentru că avem zăpadă și zăpada este chiar bună și îndemn pe toți maramureșenii să profite de ultimele săptămâni în care se mai poate schia pe pârtile de la Capnic sau de la Borșa. Acolo există un proiect care a trecut deja prin o hotărâre de guvern anul trecut, un proiect de 110 milioane de lei pentru dezvoltarea domeniului schiabil la Cafnic. Un proiect care are o cofinanțare destul de mare, vorbim de o cofinanțare de aproximativ 30%, și am discutat și cu domnul primar de la Cafnic să găsim o soluție pentru cofinanțarea proiectului, astfel încât anul acesta să fie demarat. Practic, se așteaptă doar găsirea soluției pe cofinanțare și semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Și mulțumesc pe această cale domnului ministru Cadariu pentru sprijinul pe care îl acordă în tot ceea ce înseamnă turismul în județul Maramureș. Știți foarte bine că avem primul OMD, adică prima organizație de management înființată la nivel regional aici în Maramureș, cu avizul Ministerului Turismului. Și asta este o veste foarte bună. Astăzi vom avea o întâlnire după conferința de presă cu doamna secretar de stat Cino Hegeduș, care efectuează o vizită și dânsa în județul Maramureș. Dânsa este secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene și se ocupă în special de proiectele, de rutele culturale sau a satelor din PNRR. Asta este specialitatea dânsei. Noi tocmai am accesat încă 3 proiecte pe sate vernaculare. Avem un proiect pe Brem, care a trecut anul trecut și care deja este în implementare. Iar anul acesta am reușit să mai trecem 3 proiecte pentru satul Petrova, Bogdan Modă și Lăpuș. Lăpușul românesc, cum se spune în vorbele populare. Cele 3 sate vor avea reabilitate câte 8 case cu o vechime de peste 80 de ani. La fel cum la Brev, sunt 12 case care vor fi reabilitate, tot așa cu o vechime de peste 80 de ani. De ce sunt importante aceste proiecte? Nu atât valoarea lor este importantă, valoarea financiară, dacă vreți, pentru că valoarea totală pe cele 3 proiecte este undeva la 3 milioane de euro, dar valoarea patrimonială, patrimoniului cultural pe care îl lasă, este una inestimabilă. Pentru că tradiția noastră, cultura noastră locală, casele noastre tradiționale, fie că vorbim de cele din Maramureș, istoric de lemn, fie că vorbim de cele din Țara Lăpușului, care sunt colorate și au alte simboluri, toate sunt inestimabile și noi trebuie să le păstrăm vii, să le ducem mai departe, ca și generațiile următoare să se poată bucura de acest patrimoniu fabulos pe care județul Maramureș îl are. Ăsta este motivul pentru care am încercat și încercăm să aducem la Consiliul Județean cât mai mult patrimoniu
și să ne preocupăm de, de conservarea lui și de ducerea la îndeplinirea obiectivului major pe care îl avem de conservare și promovare a tradițiilor, a portului și a patrimoniului nostru cultural local. De asemenea, ulterior acestei întâlniri, care va avea și alte teme legate de fonduri europene, împreună cu doamna președintă, vom participa la alegerile OFL Maramureș, Organizației Femeilor Liberale, unde peste 500 de femei își vor alege astăzi liderul pentru următorii 4 ani și sunt convins că vor face o alegere bună și vor avea o echipă bună pentru următoarea perioadă cu care vom construi atât obiectivele filiale PNL Maramureș, cât și imaginea femeilor în politica maramureșană. Atât deocamdată. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. O să îi dau cuvântul doamnei Ana Gorghiu, președinta Senatului României, iar ulterior doamna Nicoleta Pauliuc, care s-a alăturat și o salut, vă va spune și exact câteva. Mulțumesc, domnule președinte Ionel Bogdan, pentru invitație, stimați colegi, mă bucur să vă revăd. Eu vin destul de des în Maramureș, de multe ori privat, de data aceasta în calitate oficială. A fost un program dens până acum, așa cum spunea domnul președinte, am reușit să văd spitalul și să-mi fie prezentate proiectele. Evident că toate aceste proiecte au nevoie de susținere la nivel național, dar ceea ce a reușit președintele de Consiliul Județean din Maramureș să facă, spre deosebire de foarte multe alte consilii județene, este următorul lucru. Nu doar că a scris aceste proiecte, nu doar că a vorbit despre ele, ci a și obținut finanțare, ceea ce este foarte, foarte mare lucru. Sunt județe, dublu ca populație față de Maramureș, care n-au reușit nici să scrie, nici să vorbească, cu atât mai puțin să-și aprobe jumătate din proiectele pe care Maramureșul le are în 2 ani de mandat al lui Ionel Bogdan. E un județ în care eu revin cu drag. Am fost la Cavnic de data aceasta. Prima dată m-am dat cu placa pe pârtia de la Cavnic. A fost un moment de bucurie pentru mine și vă spun acum în calitate de președinte la PNL Argeș, un județ care are cei mai înalți munți din România, dar nu are o pârtie de schi. E o tristețe pentru mine să fiu pusă de fiecare dată în situația aceasta de a vedea cum alte județe, sigur, cu resurse naturale extraordinare, ca și județul Argeș, sunt mult mai în față ca infrastructură de turism față de județul din care mă trag eu. Însă, nu pot decât să laud faptul că faceți pași relevanți în obținerea de fonduri și în implementarea unor proiecte pe infrastructura turistică, pentru că, trebuie să mă mărturisesc, sunteți un etalon la nivel național, domnule președinte, în promovarea turismului. Și iarăși, vorbind în comparație cu Argeșul, noi n-am avut stand la Târgul de Turism. Consiliul Județean a considerat că nu e cazul să aibă stand de prezentare la Târgul de Turism. Maramureșul a avut, de departe, cea mai bună prezentare la târgurile de turism, cu tot ce înseamnă tradiții, parte de infrastructură. A fost minunat prezentat județul dumneavoastră și sunt absolut convinsă că turismul va crește, românii și nu numai românii vor veni într-un număr mult mai mare în viitorul apropiat să vă viziteze zona. Trebuie să vă mulțumesc îndeopște pentru faptul că de fiecare dată când am întâlniri oficiale cu persoane din Ucraina, de la ambasador sau alte oficialități din Parlamentul Ucrainian, sunteți întotdeauna unul din județele menționate, în semn de mulțumire pentru maniera în care ați primit refugiații în toată această perioadă. Și trebuie să-ți adresez ție, domnule președinte, aceste mulțumiri în numele județului, în numele
colegilor mei din, din București și din conducerea națională a României, pentru că maramureșenii au avut omenia, au avut înțelepciunea, au avut sufletul mare, astfel încât să se descurce cu puține resurse, să primească ucrainieni și să facă lucrurile să fie respectate, recunoscute de partenerii noștri externi. Ca șef al Senatului vreau să vă fac câteva precizări despre ce se întâmplă acum în Senat și despre cum o să desfășoare lucrurile în privința priorităților legislative. În primul rând, trebuie să știți că una din prioritățile esențiale ale Partidului Național Liberal este legată de pachetul Peleș pe educație. Nu o să reintru în toată substanța acestui pachet de legi pe educație, pentru că a vorbit doamna Ligia Deca în ultimele zile foarte mult despre legile educației, însă în scurt timp va intra acest pachet în guvern, iar legea va veni în Parlament. În opinia mea, în următoarele 2 săptămâni, vom putea începe dezbaterile în Parlamentul României și cred eu că în această sesiune parlamentară vom avea cea mai importantă reformă pe educație pe care România o va adopta. O să vă dau câteva exemple din această lege a educației ca să știți ce, din punctul meu de vedere, nu era cuprins până acum și ceea ce cred eu că trebuie neapărat să fie prins, pentru că am avut o cafenea liberală cu tinerii liberali și vreau să vă menționez că 300 de tineri în organizația maramureșeană au discutat cu noi teme despre care politica vorbește mai rar, de la consumul de droguri, de la fenomenul legat de dependența de păcănele și până la bullying-ul în școli, hărțuirea din școli și orientarea în carieră, fenomen care, sau nevoie a elevilor, care este acută și care trebuie să găsească soluții și răspunsuri de la autorități. Educația e foarte importantă pentru că urmează să fie adaptată fiecărui elev și sigur că va